Bună seara, doamnelor și domnilor! Eu sunt Elena Guțu, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Ia, dor cu sud cu fir de ață, acel element al portului popular care ne identifică și ne face mândri de neamul nostru românesc, ar putea intra în patrimoniul imaterial al UNESCO. Începând cu anul 2016, specialiștii de pe ambele maluri ale Prutului lucrează asupra dosarului comun Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Procesul de cercetare și de documentare continuă și în perioada pandemiei. Republica Moldova și România au promovat deja 3 dosare transnaționale în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Colindatul în ceată bărbătească în anul 2013, tehnici tradiționale de realizare a scoarței în 2016, iar peste un an, practicile culturale asociate zilei de 1 martie, adică mărțeșorul. Când va fi inclusă ea românească în această listă reprezentativă la nivel mondial, vom încerca să aflăm în ediția de astăzi. Fiți alături! Cel mai folosit model pentru bluza românească este cel cu broderia făcută pe umeri, denumită cămașa cu altiță, care se regăsește în toate provinciile istorice, în Bucovina, Moldova, Oltenia, în Muntenia, în zona Bran și în Covasna. În mod firesc, România și Republica Moldova au decis să pregătească și să promoveze în comun dosarul bluzei românești, care să fie înscris pe lista Patrimoniului Cultural Intangibil al UNESCO. Cu sprijinul tuturor, sunt încrezător că în curând, tradiționala noastră bluză românească va deveni un element nou cunoscut și promovat la nivel mondial. Cămașa cu altiță s-a transformat într-un simbol de românitate ce trebuie și merită să-și găsească recunoaștere universală. Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO face toate demersurile pentru ca ea noastră să ajungă în Patrimoniul Mondial al Umanității, unde acest format vestimentar tradițional românesc, de o frumusețe unică, să fie protejat și promovat. Experții din Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial au demarat cercetările din teren și filmările necesare pentru depunerea documentelor la UNESCO. Sunt fonduri, sunt specialiști, există entuziasm și dorință. În paralel, în Republica Moldova, se fac aceleași demersuri pentru ca istoria și tradiția cămășii cu altiță să fie recunoscută la nivel mondial. Am lăsat matematică și am început să brodez, dar asta este sufletul meu. Eu, într-un fel, m-am realizat, mi-am găsit locul meu, am simțit că asta e meu și asta am făcut toată viața și nu-mi pare rău nici pentru o zi, nici pentru un minut care am stat o coacă în mână. Mă strădui să fac ele corect, să țin cont de tradiție, să țin cont de zona noastră, să fie organizat ca o ie, conform tradiției, să aibă altițe, să aibă încret, să aibă râuri și ea trebuie să ne vorbească despre ceva ea, altfel nu este ea. Foarte importantă, nu numai că este românească. Este importantă pentru că transmite prin limbajul ei, prin limbajul semnelor cusute, prin limbajul tesografic, transmite mesaje care spun povestea începutului lumii. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, este una dintre cele 16 agenții specializate din sistemul Organizației Națiunilor Unite. România i s-a alăturat în anul 1956, iar Republica Moldova în 92. În prezent, organizația își definește strategia și activitatea în baza 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în Agenda 2030 a UNESCO. România este un partener stabil al UNESCO în atingerea obiectivelor sale strategice, fiind un membru activ al tuturor celor 7 convenții culturale. Ce demersuri au fost făcute pentru ca ea românească să cunoască recunoaștere la nivel mondial, aflăm de la domnul Adrian Cioroianu, ambasador delegat permanent al României pe lângă UNESCO. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnule Cioroianu, ne bucurăm că ne sunteți alături și pentru început vă întrebăm de cât timp se lucrează la acest dosar, ce s-a reușit până în prezent și cât de complex este procesul de înscriere a unui element în lista reprezentativă a UNESCO. Bună seara, tată, și mulțumesc de abordarea acestui care, în opinia mea, e foarte importantă pentru
trecutul, prezentul și viitorul nostru, pentru cultura noastră comună. Se lucrează de câțiva ani deja și vă pot prezenta calendarul care trebuia să se concretizeze în primăvara, la începutul anului viitor, la începutul primăverii anului viitor, adică în jur de 20 martie 2021, calendarul trebuia să se concretizeze cu depunerea acestui dosar la UNESCO. Spun ar fi trebuit, pentru că acest calendar, care începea din februarie 2020, adică acest an, până în martie 2021, din păcate, mă tem, a fost amânat de aceste condiții, să zic, excepționale ale anului 2020, de această pandemie, la nivelul grupurilor de lucru din România și din Republica Moldova. Altfel, efortul durează de câțiva ani și ele sunt parte și din activitatea societății civile. Sunt câteva ONG-uri meritorii care și-au propus promovarea IEI sau cămașei, cămeșii cu altiță, cum se știe la Blues Rumen, alte grupuri care au deja, se vorbește și și în România și în Republica Moldova, se vorbește despre o zi internațională a IEI la început fiecarei veri, asta de câțiva ani deja. Grupurile de lucru s-au mobilizat în ultimii, aș zice, 2 ani și calendarul, cum vă spuneam, cuprindea mai bine de 10 etape între februarie 2020 și martie 2021. Mă tem că ele, semnele mele sunt că această pandemie a mai întârziat puțin, dar aspectul fericit este, sau jumătatea plină a paharului, este că se lucrează în continuare și că există această voință de a înainta acest dosar. Cum funcționează, domnule Ceroianu, de fapt, politicile UNESCO și ce beneficii va aduce înscrierea cămășii cu altiță în lista reprezentativă a patrimoniului material UNESCO? Păi să o luăm pe rând. Criteriile sunt destul de serioase, de exigente. În primul rând, pentru ca ceva să intre pe lista patrimoniului mondial, material sau imaterial, trebuie să aibă un element de unicitate. Unicitate la scară mondială, să fie ceva excepțional, să fie ceva reprezentativ. Ori noi am avut curajul să propunem acest dosar, sau suntem în curs să propunem acest dosar al IEI, repet, la care încă se lucrează, dar contează că s-a început, pentru că au fost anumite probleme născute din prioritățile politice ale fiecărei țări, și la București și la Chișinău. Se întâmplă uneori politicul să nu meargă, eu știu, având ca prioritate dezvoltarea culturală. Asta este. Revenind, UNESCO încurajează, în schimb, dosarele acestea care sunt văzute ca multinaționale sau ca transnaționale. Și din acest punct de vedere, vă aduc aminte cu plăcere că deja România și Republica Moldova, alături de vecinii noștri din Bulgaria și din Macedonia de Nord, a mai avut un mic succes, mare, depinde cum vrem să-l vedem fiecare, în anul 2017, când tradiția mărțișorului a intrat în patrimoniul imaterial UNESCO. Și de asemenea a fost un dosar transnațional, un dosar în care sunt prinse mai multe țări. Din acest punct de vedere, eu aș spune că și acesta, al cămășii cu altiță, este binevenit și vă asigur, vă spun cu seriozitate, că la UNESCO aceste dosare transnaționale sunt încurajate, pentru că ele reprezintă, de fapt, scopul pentru care UNESCO a fost creată. Să-i apropie pe oameni dincolo de granițe, să-i apropie în numele culturii, în numele științei, educației. Și apropo de ultima dumneavoastră întrebare, la ce ar folosi? Păi ar folosi în primul rând că s-ar ști la nivel mondial că această cămașă cu altiță, I, acum îi spunem noi,
reprezintă un produs cultural, tradițional, cu dimensiuni istorice, cu dimensiuni sociale. Foarte bine spunea cineva în deschiderea acestui material că acele puncte de pe cămașe reprezintă un limbaj, reprezintă o codificare, este un mesaj transmis prin intermediul acelor cusături care nouă ni se par a fi niște râuri, niște flori, niște, eu știu, figuri pur estetice, dar nu e numai estetică, este și un mesaj care poate fi decodificat de către expert. Acesta e rolul folcloriștilor, etnografilor și din România și din Republica Moldova și în măsura în care el a fi recunoscut la nivel mondial, ca fiind în patrimoniu imaterial al României și al Republicii Moldova, măcar nu s-ar mai întâmpla ce se mai întâmplă în prezent uneori când sunt mari case de modă care lansează cămăși foarte asemănătoare cu ea. Dar nu putem protesta pentru că deocamdată nu avem acest certificat care să arate că ea reprezintă un produs material, patrimoniu pentru România și pentru Republica Moldova. Domnule Cioroianu, deci acest gen de dosare transnaționale au un statut aparte și sunt analizate cu un statut aparte decât cele de la nivel național? Nu, n-aș spune un statut aparte, dar sunt încurajate. Asta este clar. Evident că experții analizează cu aceeași atenție și dosarele naționale și dosarele transnaționale. Dar în ultimii ani, cel puțin de perioada în care eu sunt aici, de mai bine de 5 ani de zile, dosarele transnaționale sunt foarte încurajate pentru că, repet, aceasta este filozofia UNESCO, de a apropia oamenii dincolo de granițele lor, dincolo de, eu știu, de conjuncturile de politice, frontaliere. Până la urmă, cultura nu cunoaște granițe sau, dacă vreți, granițele statelor nu se suprapun peste granițele culturale. Din acest motiv, UNESCO spuneam că încurajează acest gen de dosare, nu neapărat că le favorizează sau că au o atenție mai mare. Poate sunt judecate la fel, dar sunt văzute foarte bine aceste dosare transnaționale. Domnule Cioroianu, în același timp vă întrebăm dacă ați făcut o mențiune. Există demersuri și din partea altor state din regiune care vor să-și promoveze bluza tradițională? Eu n-am auzit de alte state din regiune, deși sigur că fiecare cultură populară are cămașa sau cămeșile lor feminine sau masculine. Bănuiesc că sunt mai multe modele în Europa, dar dacă vă referiți ceva similar cu IA, n-am auzit ca vreo țară din regiune să fi depus deocamdată un dosar. Domnule Cioroianu, vă mulțumim frumos pentru dialog, dar și mai mult pentru efortul pe care îl faceți în ceea ce privește promovarea acestei filozofii românești, cum ați menționat și dumneavoastră. Mult succes și să ne auzim de vești bune cât mai curând. Eu vă mulțumesc, nu e deloc un efort, e o plăcere, pentru că e cultura poporului nostru, o cultură comună și trebuie să o ducem mai departe. Vă mulțumesc mult! Mulțumim! Toate bune! La începutul lunii septembrie a avut loc o ședință comună online a experților din România și Republica Moldova care elaborează dosarul transnațional UNESCO, Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Au fost reluate cercetările după o pauză cu forțe noi. Aflăm detalii despre activitatea grupului de lucru din România, din mesajul special al secretarului de stat al Ministerului Culturii din România, domnul Mihai Firică. Aș dori în primul rând să-i salut pe participanții la această emisiune, pe domnul secretar de stat Andrei Chistol, pe domnul Vicol, pe domnul Adrian Cioroianu, ambasadorul UNESCO și ceilalți participanți. De asemenea, să transmit un mesaj celor două comisii care colaborează la acest dosar, un dosar foarte important pentru România și pentru Republica Moldova, Arta Cămășii cu Altiță, acest element de identitate culturală în ambele țări. A fost o întâlnire, chiar dacă s-a derulat în spațiu virtual, extrem de utilă.
Am avut dintr-o dată sentimentul acesta al unei echipe, chiar dacă lucrează în două teritorii separate deocamdată, de unitate. Două echipe care s-au concretizat și au concretizat munca într-un dosar care sunt convins va fi un succes. Vreau să vă mai spun despre această întâlnire că am avut multe elemente de noutate și s-au stabilit pașii concreți care urmează să fie stabiliți în perioada următoare și de la această întâlnire chiar s-au realizat câteva lucruri. Este un plan de activitate foarte bine elaborat și cred că este această fundamentare teoretică și a cercetării de arhivă, de asemenea pe teren, care urmează să fie finalizate, iar ultimele filmări au loc în România chiar în această perioadă, la Suceava, chiar în conformitate cu ceea ce s-a decis în cadrul ședinței comune de lucru din 4 septembrie. Este vorba de studioul Videoar, care poate să înceapă vizionarea materialului și să treacă la prelucrarea acestor imagini filmate în Moldova și în România. De asemenea, va trece Studio Video Art la montarea filmului, evident, cu toate consolidările care vor fi derulate pe toată perioada aceasta. Iar în luna octombrie vor fi actualizate registrele naționale ale elementelor de patrimoniu cultural imaterial și se va lucra efectiv pe formularul comun care va fi depus. Aici au fost câteva discuții, dar au fost depășite pentru că specialiștii și-au spus cuvântul și, repet, eu sunt optimist că acest dosar al Arta Cămășii cu Altiță va fi pe lista reprezentativă de patrimoniu cultural imaterial al umanității. Cred că nu vor fi înregistrate întârzieri în elaborarea dosarului. Chiar dacă nu știu cum va evolua pandemia, sunt destul de multe cazuri în România și în alte țări europene, restricțiile de mișcare sunt încă în vigoare în foarte multe zone. Dar eu sunt convins că, deopotrivă, cercetătorii, muzeografii, experții își vor face bine treaba și vor transfera acele informații necesare pentru dosar și, repet, și filmările ca atare. În mesajul său de debut, domnul Firica a divulgat identitatea invitaților noștri de astăzi. Discutăm chiar acum în direct cu coordonatorul grupului de lucru din partea Republicii Moldova, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul Andrei Chistol. Bună seara, domnul Chistol! Bună seara! Vă rugăm să ne spuneți la ce etapă se află activitatea în cadrul grupului de lucru al Republicii Moldova. Da, în mare parte, așa cum a spus și domnul secretar de stat de la București, noi ne-am întâlnit la început într-o videoconferință la începutul lunii septembrie pentru a puncta și a vedea stadiul la care suntem cu pregătirea dosarului. Este o muncă enormă care a fost depusă de către colegii din ambele comisii și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au mers în teritoriu și au documentat, au înregistrat acele mici filmulețe dedicate acestui dosar. Chiar dacă am fost și suntem încă în perioada de pandemie, colegii noștri din grupurile de lucru au lucrat atât cu documentele cât și cu acei meșteri sau acei purtători de altiță, de cămașă, de ie, ca să vedem și să pregătim aceste dosare. Într-adevăr, așa cum a spus și domnul secretar, deja au fost făcute anumite înregistrări video și anumite cercetări în teritoriu. Urmează ca, așa cum ne-am înțeles în cadrul ședinței, până la sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, deja să avem practic dosarul, hai să zic, completat în sensul informației necesare, ca ulterior să verificăm și din punctul de vedere a practicilor UNESCO în materie de dosare, să ajustăm acele momente care țin de registrele naționale de patrimoniul cultural imaterial și respectiv să vedem și cu acel material video care trebuie să fie
pregătit pentru a fi depus în anul viitor la UNESCO. Noi suntem destul de încrezători la această etapă că vom reuși să depunem până în martie anul viitor acest dosar. Cum am spus, cum a spus și domnul ambasador, este un dosar care este prea important pentru noi să încercăm să nu reușim. S-a depus foarte mult efort în ultima perioadă pentru a fi promovat, s-a depus foarte mult efort pentru a fi popularizat și în rândul cetățenilor, în sensul înțelegerii acelor ornamente sau acelor însemne care sunt pe aceste ei. De aceea, cred că este important și avem toată deschiderea și chiar vom depune efortul necesar ca acest dosar să fie depus până în martie anul viitor, așa cum este termenul normal de depunere. Plus la toate că UNESCO, din practica care urmează și practica care au avut-o până acum, UNESCO și grupurile de experți din partea UNESCO vor verifica aceste dosare, vor verifica acea informație care este, autenticitatea și cât de reprezentativ este pentru comunitățile noastre, pentru mediul de cercetare, mediul științific, mediul asociativ, cum sunt implicate comunitățile, cum este reflectată și implicată societatea civilă în aceste activități de popularizare. De aceea noi suntem încrezători ca acele pași și acele momente care deja le-am avut în dosarele anterioare să le evităm și astfel să avem un rezultat și un succes împreună la acest dosar. Este un dosar care ne reprezintă ca cultură, ca istorie, ca limbă, ca identitate, dacă doriți, și cred că trebuie din ambele părți să depunem efortul necesar și noi am văzut în cadrul acestei ședințe o implicare plenară a tuturor colegilor care lucrează la acest dosar de a reuși și de a-l depune în anul viitor la UNESCO. Domnule Chistol, pentru că ați făcut referire la un element important, popularizarea acestui dosar, vă întrebăm care este amprenta inclusivă a mass-mediei în promovarea dosarului și cum apreciați colaborarea pe care o aveți cu presa în acest demers? Pentru că este un efort comun, cum ați menționat, nu doar dintre state, dar inclusiv un efort comun al tuturor actorilor. Elementul însă și cred că cu toții am remarcat în ultima perioadă și atât la nivel național cât și internațional și noi am depus mare efort ca pe lângă evenimentele mari pe care le organizăm, a spus domnul ambasador de Ziua Națională IE, în Republica Moldova sărbătorim Ziua Națională a Portului Popular, iarăși sunt niște mesaje care este important a fi transmise în societate. Sunt anumite mesaje care țin și de partea cognitivă a subiectului respectiv și noi în activitățile pe care le organizam și în cadrul acelor zile naționale a portului când le organizam, atrăgeam atenția și asupra elementului de transmitere a cunoștințelor legate de aceste elemente de altiță, de ie și tinerii generații. Există o tendință și lucrul ăsta se vede și în Republica Moldova și în România. Sunt anumite elemente care sunt preluate și mai apoi dezvoltate de către designeri, de către tinerii designeri. Pentru noi este important ca acele tradiții, acele elemente specifice altiției să fie păstrate în comunități, să fie păstrate de către acei purtători. Iar mass media și noi suntem deschiși colegilor din mass media de a populariza aceste activități, de a populariza acei meșteri populari care lucrează și confecționează să fie înțeleși, să fie promovați. Și aici sigur că rolul mass media este foarte, foarte important. Este foarte important și în sensul promovării lui nu doar aici în Republica Moldova, dar și față de toți din față de turiștii care vin în Republica Moldova. Ori acest element este un element de tradiție, un element de identitate și el ne reprezintă pe noi ca neam. Sunt anumite elemente care au fost
preluate fie că din IE sau de la scoarțele noastre, spre exemplu același pomul vieții, da, care a fost preluat și ulterior a devenit brandul de țară al Republicii Moldova. Iată, vedeți, în jurul la anumite elemente de patrimoniu imaterial noi reușim să construim o identitate cu care ne promovăm în exterior. De asta și de aceea și zic că această practică frumoasă și experiență frumoasă pe care o avem cu România de a promova dosare împreună, plus am avut și dosarul mărțișorului la care au aderat și alți colegi din Bulgaria și Macedonia. Deci, cum spunea și domnul ambasador, UNESCO salută aceste abordări transnaționale, hai să zic așa, de a depune dosare împreună. Acolo unde este această tradiție și ea este păstrată, ea este promovată, acolo cred că este rostul și de a fi promovat. Pentru că importanța pe care ne-o dă recunoașterea la nivel de UNESCO a unui dosar este, cred că, mult, mult mai importantă și de multe ori poate nu o putem estima în sensul unor activități economice, dar această recunoaștere ca și imagine, ca și promovare a țării în general este un element esențial. Domnule Chistol, vă mulțumim frumos pentru dialog și pentru acțiunile pe care le realizați, pentru că, într-adevăr, aceste acțiuni, activități au ecouri atât de puternice și sperăm să ne auzim de vești frumoase cât mai curând, să discutăm ulterior despre cum a fost procesul de după recunoaștere. Vă mulțumim mult! Sperăm și noi. E o experiență extraordinară să mergi și noi am avut experiența asta cu colegii din România, să mergem împreună și să susținem cauza acestui dosar, fie că a fost în Etiopia sau a fost în Coreea. Am mers de fiecare dată și am explicat acolo unde era necesar de ce este important și de ce este unic acest dosar. Și cu mare succes am fost auziți și am fost înțeleși. De aceea, cu multă muncă și cu multă dăruire de sine și a experților, dar și a noastră, celor care trebuie să ne ocupăm și de latura politică și latura diplomatică, este un lucru esențial. De aceea, doar cu eforturi comune ne vom putea promova și ne vom putea asigura că aceste elemente de patrimoniu sunt cunoscute și înțelese de către și comunitatea internațională. Așa să fie, așa este. Mulțumim mult! Toate bune! Mulțumesc mult! Așadar, înscrierea elementului cămașa cu altiță în lista reprezentativă UNESCO va contribui la sporirea vizibilității Republicii Moldova pe plan internațional, ceea ce presupune beneficii economice, dar și o responsabilitate sporită a statului în vederea păstrării și promovării acestui element al portului popular. Președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, domnul Petru Vicol, a venit cu noi detalii despre activitatea grupului de lucru. Să urmărim mesajul domniei sale. Toate dosarele care le-au fost înregistrate până în prezent sunt dosare realizate împreună cu prietenii noștri din România. Este dosarul mărțișorului, scoarței și colindatului de ceată bărbătească. Toate aceste dosare, începând cu 2013, a fost înregistrat primul dosar colindatul de ceată bărbătească. Colegii mei, toată echipa muzeului a acumulat experiență și acum, desigur, este mai ușor să realizăm acest dosar, dar vreau să vă spun că acest dosar este unul important și colegii, echipa de lucru, înțelege, conștientizează acest lucru și avem aceleași emoții pe care le-am avut și la dosarele anterioare. Suntem la etapa finală a pregătirii acestui dosar transnațional, un dosar foarte important pentru Republica Moldova și România. După părerea mea, este cel mai important dosar. Au fost până acum 3 dosare împreună cu colegii noștri din România, dar acest dosar cămașa cu altiță, element de identitate culturală în Republica Moldova și România, este poate cel mai important și, după mine, ar trebui să fie chiar și un proiect de stat. Colegii mei, în special cei de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, dar și alți etnografi cunoscuți de alte instituții, până în prezent au făcut o muncă enormă. Au realizat mai multe expediții etnografice prin Republica Moldova, în toate zonele geografice și au acumulat un volum de informații
impunător și toată această informație care a fost acumulată, informații care sunt imagini fotografice vechi, fotografii vechi de arhiv. Este o muncă foarte importantă, foarte responsabilă, după cum am spus anterior, dar sunt sigur că până la finele anului curent, începutul anului viitor, acest dosar transnațional va fi pregătit și depus în termen așa cum ne-am propus noi în luna martie anului viitor. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din România, asemenea celei din Republica Moldova, coordonează activitatea de protejare și promovare a patrimoniului cultural imaterial desfășurat în baza politicilor culturale ale statului. În continuare discutăm despre activitatea grupului de lucru din România cu doamna Georgeta Roșu, coordonator membru al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din România. Bună seara, doamna Roșu! Bună seara dumneavoastră și domnului președinte al Comisiei Naționale din Republica Moldova. Ne bucurăm, doamna Roșu, că ne sunteți alături și vă rugăm să ne spuneți la ce etapă se află în prezent activitatea grupului de lucru din România. Da, suntem în prima parte a proiectului în care am realizat pregătirea istorico-documentară a elementului. Am putut să facem cercetările de teren, aplicând chestionarele și completând fișele de meșter. Am făcut selecția patrimoniului de arheologie, istorie și etnografic din colecțiile marilor muzee ale țării, astfel încât am reușit să venim cu acele argumente științifice care demonstrează vechimea cămășii românești femeiești și pot să vă spun că am avut sprijinul colegilor din Muzeul Național de Istoria României, care au selectat pentru acest proiect idoli din cultura vădastra, de asemenea au selectat piese pe care Altița apare reprezentată, Străchin și un Riton de Cucuteni. Din colecția Muzeului Olteniei o avem pe Venus de la Craiova, care este foarte sugestivă pentru tema dosarului. Muzeul de Arheologie din Constanța ne-a selectat metopele de pe Tropeum Traiani din anii 106-109. Muzeul Național Peleș ne-a pus la dispoziție o colecție deosebită de fotografii vechi reprezentând reginele și principesele României care au purtat costumul românesc și au făcut cunoscută cămașa românească. Muzeul de Artă Național ne-a pus la dispoziție pictură de șevalet în care mari pictorii noștri au zugrăvit cămașa cu altiță. Este reprezentat Constantin Daniel Rozental cu România Revoluționară, Aman cu Hora de la Ruginoasa, de asemenea pictori germani care au trăit și au călătorit o perioadă în România și care au pictat-o pe regina Elisabeta și pe regina Maria purtând cămașa românească. După această fază a documentării, noi am trecut la filmările în teren. Una dintre echipe s-a întors în data de 17 de la Mănăstirea Humor și Gura Humorului, iar pe 23 are loc ultima filmare, astfel că încheiem și această etapă extrem de importantă pentru proiect, pentru că ne aflăm în faza în care acum este redactată fișa de inventar, urmând ca acest element să fie înscris în patrimoniul și în inventarul online, pentru ca după aceea să putem parcurge etapele care vor trebui neapărat îndeplinite, completarea chestionarului pentru dosar, realizarea filmului și referindu-mă la realizarea filmului,
pot să spun că în data de 10 octombrie se discută despre o întâlnire cu echipa de filmare pentru a ni se pune la dispoziție de către studioul video materialul care a fost selectat de dânsii, respectiv s-au scos din filmări acele secvențe care aveau probleme tehnice, rămânând ca specialiștii să spună după aceea care sunt imaginile care vor rămâne definitiv în structura filmului. Pentru acest motiv, la întâlnirea din data de 4 septembrie s-a discutat ca și colegii din Republica Moldova să trimită materialul filmat la București, pentru că echipa studioului ar vrea să-l vizioneze și în felul acesta procesul să fie unitar și să putem hotărâ în cunoștință de cauză și de comun acord asupra selecției respective. Ce pot să vă mai spun? Doamna Roșu, este o muncă titanică din ceea ce povestiți dumneavoastră. Vă întrebăm dacă acum în această perioadă, cum depășiți de fapt acele inconveniențe cauzate de criza de COVID-19, dacă există? Există și aș vrea să spun de la început că sunt mândră de colegii din echipa noastră pentru că au înfruntat acest risc sanitar cu un curaj extraordinar. Vreau să vă spun că arealul de cercetare a fost parcă așa s-a potrivit exact în vârfurile în care boala era mai activă. Așa s-a întâmplat cu Muntenia, cu zona Prahova, cu Oltenia, cu Suceava, la fel în Transilvania, zona Hunedoara și în zona Sibiului. Deci ne-a fost foarte greu din punctul ăsta de vedere. Am avut foarte mari emoții că în calitate de coordonator spui omului că trebuie să meargă în data de acolo și să facă un anumit lucru și atunci am fost prima care am plecat în Prahova și mi-am învins această teamă. Să știți că a fost foarte greu. Poate că a fost cel mai greu lucru pentru colectivul nostru să facem aceste cercetări în teren și să mergem cu echipele de filmare să le coordonăm pentru îndeplinirea obiectivelor. Dar am avut sprijinul autorităților locale. Tot timpul am avut grijă să păstrăm distanța, să avem substanțe de dezinfectat la noi. Am umblat cu mască atâta cât s-a putut. Deci a fost foarte greu, dar am reușit să trecem peste lucrul acesta. Altfel nici nu se putea. Doamna Roșu, noi vă admirăm și vă mulțumim frumos pentru ceea ce faceți. Munca dumneavoastră, practic, va rămâne pentru generații, cu siguranță. Numai bine și multă sănătate pentru că aveți nevoie. Urmează eforturi poate și mai mari. Vă mulțumim mult de dialog. Colegilor mei din Comisia din Republica Moldova le doresc sănătate și putere de muncă și să ne întâlnim la București să definitivăm filmul și dosarul elementului, pentru că, într-adevăr, în martie trebuie să depunem acest dosar. Până martie nu mai e atât de mult. Mult succes și numai sănătate. Da. Toate mulțumim bune. Mulțumim și dumneavoastră. Mulțumim. În secolul 21, în întreaga lume se atestă dispariția treptată a bunurilor culturale imateriale care posedă valoare de patrimoniu cultural. În același timp, interesul tinerilor pentru acest patrimoniu rămâne a fi unul scăzut. Situația actuală denotă importanța implicării imediate și consecvente la nivel național și internațional. În timp ce Franța și Italia spun că nu mai iau artizani, Ioana Corduneanu reușește să formeze comunități plecate spre manufactură și reînvie tradiția confecționării ei autentice în România. Să urmărim mesajul creatoarei de modă care a reușit să reprezinte România pe plan internațional datorită proiectelor de suflet dedicate cămășii cu altiță. Eu văd cămașa mai mult decât ca un simplu simbol de identitate națională. O înțeleg și ca pe un
produs de design colectiv excepțional și prin cămașa cu altiță înțeleg o cămașă evoluată din punct de vedere al croiului, care îmbracă foarte bine corpul, ocazie cu care pune la vedere aici pe umăr în altiță cartea de vizită a purtătoarei, a neamului său și a valorilor. În general, toate mesajele care apar pe cămaș sunt mesaje pozitive legate de viață și continuarea vieții după viață, deci după moarte. Sunt semne legate de armonie și de echilibru și toate sunt, să spunem, sfaturi pentru a avea noi o viață mai bună în lume, înțelegând locul nostru în această lume și felul în care lumea funcționează. Știu că toate comunitățile, cele pe care le cunosc, au oferit tot suportul. Chiar ieri în România, în Gura Humorului, s-au făcut filmări pentru acest dosar și urmează să avem și noi cât de curând comunitatea noastră Semne cu Sute să aibă filmările săptămâna ce vine. Noi nu suntem meșteri populari, noi toate suntem femei care avem un alt job pe tot timpul zilei și seara sau dimineața de vreme. Ne trezim și ne dedicăm acestei pasiuni, care ne împlinește din punct de vedere artistic. Noi am ajuns la concluzia că nu suntem doar consumatoare, să mergem să cumpărăm haine, noi suntem creatoare toate. Deci omul are nevoie să creeze artă, nu doar să consume. Și colaborările cu persoane de peste Prut pentru mine sunt foarte importante și am o grămadă de amintiri frumoase, începând cu iunie-iulie 2012, când pentru prima dată, împreună cu designerul Mihai Stamati, am fost în raionul Nisporeni, în Ciutești, ca să documentez ce se mai găsește acolo, ce cămăși se mai găsesc pe loc. Imediat după ce m-am întors din Nisporen, am mers la Muzeul de Etnografie și am avut o colaborare foarte fructoasă cu acest muzeu, pentru că am reușit, începând cu septembrie 2012, să desenez vreo 56 de planșe cu modele pentru estul Prutului, după care în 2016 am trecut la Est de Nistru, prima dată de Sfântul Vasile, apoi de Mărțișor, și am organizat prima șezătoare în raionul Dubăsari, în Malovata Nouă. Cea mai emoționantă întâlnire pentru mine, la Est de Prut, că mai fusesem de atâtea ori, dar când am ajuns la Est de Nistru, am simțit că, într-adevăr, am ajuns peste tot unde se putea. Am mers și la Cernăuți, am păstrat colaborarea mai strâns cu Maestria, cu care am colaborat și în proiectul Aievea și am reușit împreună să ducem cămașa cu altiță la Tokyo într-o expoziție de o lună de zile anul trecut. Și mi-aduc aminte că am fost acolo cu Stella Moldovanu, am pus expoziția pe picioare, am primit vizite și am fost foarte fericită să vedem acolo ambasadorii ambelor țări venind. Și știu că ne era foarte greu să explicăm de ce noi, dacă suntem din două țări diferite, vorbim aceeași limbă și avem doi ambasadori. Și avem o expoziție comună și avem cămăși comune. Și mi-am dat seama că era greu să explicăm de ce noi suntem două țări diferite când lucram totul fără deosebire între noi. Deci în grupul Semne cu Sute, cel puțin, nimeni nu te întreabă de unde ești față raportat la Prut, te întreabă dacă vrei să coși, dacă vrei să coși bine. Ioana Corduneanu face periodic vizite la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău pentru a demonstra noi taine ale cusutului artistic și vechi cămăși care își revendică statutul de capodopere. Despre grupul de meșteriță din țară și contribuția pe care o aduc în completarea dosarului comun Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, discutăm cu etnograful, muzeograful, membrul Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, doamna Varvara Buzilă. Bună seara, doamnă! Bună seara tuturor! Sunt responsabilă de elaborarea fișei de candidat a acestui element. Lucrez la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde s-au concentrat mai multe doamne, peste 200 la număr, ca să fie mai aproape de surse, sursele vechi ale cămășii cu altețe ale portului nostru. Dar activitățile noastre de cunoaștere, de promovare
acestui element emblematic pentru noi au început din plin, ca să zicem așa, în anul 2012, atunci când a avut loc prima ediție a festivalului ei. În următorii 2 ani, la fel s-a numit festivalul ei și mă bucur să anunț lumea că la baza acestor festivaluri sau la începutul acestor festivaluri a stat doamna Irina Ropot, jurnalist TV, doamna Maria Cristea, meșter popular, după care deja în 2016 au început marele sărbători numite Ziua Națională a Portului Popular și toate aceste evenimente au conținut așa ca activități mari expoziții la care s-au etalat cele mai recente și cele mai corect realizate cămăși și, de ce nu, chiar costume populare în ansamblu. Am avut în ultimul timp dorind să stimulăm cât mai mult interesul societății pentru cămașa noastră autentică, pentru cămașa noastră reprezentativă, pentru cele mai interesante modele care ne vin din veacuri, am avut 2 expoziții mari. Una dintre ele a fost dedicată Marii Uniri și a fost etalată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală în ianuarie 2019, iar în anul acesta am avut un alt concurs pentru cea mai reprezentativă, pentru cea mai autentică ie, realizată în ultimii 3 ani și la această ultimă activitate au participat 125 de cămăși, toate realizate aici, în spațiul nostru al Republicii Moldova și au avut ca intenție clară să readucă în circuitul cultural cele mai importante, mai valoroase piese care ne-au reprezentat întotdeauna în lume. Bine, ceea ce facem noi în prezent prin elaborarea dosarului UNESCO, de fapt legitimăm în fața lumii această piesă emblematică care de secole bune a devenit un bun cultural mondial. Prin aportul marilor plasticieni, prin aportul marilor case de modă, prin aportul cineaștilor sau al studiourilor de cinema. De mult era cazul și uite, în cele de urmă avem această mare plăcere de a, lucra la legitimarea pe plan mondial a valorii cămășii noastre cu altiță. Doamna Buzilă, dumneavoastră practic ați contribuit într-adevăr substanțial la crearea acestei comunități de femei pasionate în, de arta confecționării cămășii, dar ne referim aici și la meșteri populari și la fotografi. Vă mulțumim pe această cale, mult succes în ceea ce faceți și să ne auzim numai de bine. Mulțumim! Toate bune! În mod tradițional, în luna iunie, TVR Moldova și TVR Internațional sărbătorește Ia Românească alături de românii de pretutindeni. Anul acesta a avut loc a 7-a ediție a campaniei Dăruiește Românie, care promovează purtatul iei autentice românești. Unește românii din toată lumea și în ultimul rând susține includerea cămășii cu altițe în patrimoniul imaterial al UNESCO. De 7 ani, TVR Internațional, prin campaniile dedicate Zilei Universale a Iei, susține includerea cămășii cu altiță în patrimoniul UNESCO. Poartă cu mândrie cămașa cu altiță. Promovează România oriunde te afla. Îmbracă IA și fă-ți o poză sau înregistrează un mesaj video. Postează-le pe pagina de Facebook a TVR Internațional.
Spune lumii întregi de ce iubești România și te premiem de Ziua Universală a ei. Din 1995, TVR Internațional este vocea care îi unește pe românii de pretutindeni și contribuie la promovarea valorilor autentice. Din 2014, televiziunea română sărbătorește Cămașa cu Altiță din straiul nostru strămoșesc. Vedetele TVR Internațional și TVR Moldova poartă ia cu mândrie și îndeamnă pe români să le urmeze exemplul. Visezi? Românește! Simți românește! Gândești? Românește! Vorbești? Românește! Ți-e dor și vrei să fii acasă. Te-ai născut aici și vei renaște aici. Ieri? Mâine! Astăzi, pretutindeni te îmbraci românește! De Ziua Universală a ei. Poartă cu mândrie! Cămașa străbună de in alb. Pe ea s-au veșnicit florile de mătase și fluturii multicolori de acasă. Îmbracă istorie, îmbracă Românie, îmbracă IE. Acțiunile și campaniile posturilor TVR sunt susținute de Muzeul Național al Satului Dmitrie Gusti, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău și de alte instituții de pe ambele maluri ale Prutului. Acestea sprijină eforturile de introducere a Cămășii cu Altiță în patrimoniul UNESCO. Televiziunea română, implicit TVR Moldova, continuă să susțină demersul autorităților și oamenilor de cultură de pe ambele maluri ale Prutului de a oferi ei românești recunoașterea oficială la nivel mondial. Cămașa cu Altiță este un simbol al românilor, o modalitate de evidențiere a existenței și continuității poporului nostru. Ea poartă cu ea istoria, valorile neamului și nu trebuie uitată. E timpul să o analizăm în profunzime, să o admirăm și să o purtăm cu mândrie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă!